Trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier care a avut loc în această dimineață. Două automobile s-au tamponat frontal în preajma satului Ciorești. Potrivit oamenilor legii, un conducător auto a ieșit la depășire fără a se asigura, iar astfel impactul a fost inevitabil. În urma incidentului, cei doi șoferi au fost transportați la Spitalul Raional Nisporeni, unde au fost supuși investigațiilor, iar un pasager a fost direcționat către Institutul de Urgență din capitală. Acesta ar fi suferit mai multe traumatisme. Accidentul a avut loc în jurul orei 8. Potrivit poliției, conducătorul care a și provocat accidentul ar fi ieșit la o depășire neregulamentară. Pe traseul R25 Bucovăț-Nisporeni, în apropierea satului Ciorești, s-a produs un accident rutier cu implicarea două mijloace de transport. În rezultatul examinării s-a constatat că conducătorul mijlocului transport Mercedes, efectuând manevră de depășire neregulamentară, a ieșit pe banda de sens opus, în rezultat s-a ciocnit frontal cu automobilul Volkswagen. În urma accidentului rutier, șoferul automobilului Volkswagen și pasagerul acestuia au fost transportați la Spitalul Raional Nisporeni. În urma accidentului, șoferii au fost transportați la spital. Chiar dacă au suferit mai multe traumatisme, aceștia au refuzat spitalizarea. Medicii spun că starea celor doi este stabilă. Au fost accidentați doi bolnavi în diferite mașini. Un bolnav cu contuzii la regiune sternală și cu fractură de os nazal. În stare ușoară, bolnavul a refuzat internarea. Alt bolnav de la Micleușeni a fost examinat, s-a determinat diagnosticul de fractură de os sternal, a fost examinat cordul și alte organe. Bolnavul la fel a refuzat tratamentul în staționar. Deocamdată, starea pasagerului transportat la Institutul de Urgență nu este cunoscută. Șoferul care a provocat accidentul se va alege cu un dosar penal.